Monica păzește cutia de bombane ca să nu mănânc eu, ca să aibă ce să o servească pe Willy când vine în vizită, putin mai târziu. Da, după ce facem prăjitura. Facem o prăjitură cu căpșune. Da, Moni? Da, Mami? Moni, ce facem noi? Ce fac vechițele? Fac prăjitură? Hmm? Unde peci? Elo, Ce faci aici? Ce mi arăți? Vai. Te-ai găsit locul acolo? Nu vii la mami? Și-o te -o pup pe mami. Da. Mami ți-a cumpărat o periuță să, să... Ia uite ce faci. Eu spun că ți-am luat un cadou pe iuța să ne piept am frumos și tu vrei să mă muști. Păi, ce treabă e asta? Hm? Mânin. Dacă nu ești cu mintea adică de chestia aia cu țuica. Ia? Ce faci? <laughs> vrei să mă papi? De mușcat ai vrut să mă muști. Păi da. Spune, i transmis salutări lui Diesel? Sau aștept să vină Willy? Că Felix a fost ieri în vizită la tine. Willy e bolnav Aștept să vină când poate el, da. Bine, bine, mami, știu că tu ești cu minte de fapt. Nu știu ce te apucă din când în când că vrei să mă papi? Probabil că eu sunt gustoasă, da? Sunt gustoasă. Așa mă face că am teabă, nu vezi că mă spăl pe ochi? Bravo, știu că tu ești cu minte. Dar să speli și la butar, nu mă poți. Ca să facem prăjituri. Facem prăjituri cu căpșune sau pateuri. Tu știi că eu nu mănânc niciuna, nici alta. Bine, dar poate Felix și cu Willy o să vrea prăjituri. Nu știu, o să vedem. Bine. Dacă zici tu... Bine, mami. Mami te pupă și te lasă să faci teabă, să te speli, să te faci mumoasă. La anul o să mergem la concursul pisicesc, la sala palatului. Da? Da, mami, da, să mă dai cu gremuță. Tă mă par bine la urechiută. Bine, mami, te pupă, mami, capa.